Ne întoarcem în țară. Un om al străzii din capital a dat foc unei pungi în parcul Pantelimon, iar flăcările au aprins imediat vegetația uscată. Ceea ce se putea transforma în câteva minute într-un dezastru de proporții a fost oprit de pompierii care au ajuns la fața locului. Georgiana Murgilă are detalii despre ce s-a întâmplat. Ce ai aflat, Georgiana? Bun găsit! Iată, se vede pe camerele de supraveghere cum acest bărbat dă foc unui obiect. Am aflat pe surse de la poliție că este vorba despre o pungă. Acesta practic a incendiat acea pungă și s-a întins pe câteva focare pe o suprafață de aproximativ 800 de metri în parcul Pantelimon, acest incendiu pe care, din fericire, l-au stins destul de rapid. Pompierii ajunși la fața locului în așa fel încât, iată, s-a evitat ceea ce putea deveni o tragedie, întrucât știm foarte bine, având în vedere clima destul de caldă, temperatura ridicată de la această oră, s-ar fi putut transforma într-un incendiu de amploare, mai ales având în vedere vegetația uscată din parcul Pantelimon. Așadar, pompierii au reușit să stingă destul de rapid acest incendiu. Poliția a luat deja camere de supraveghere de la fața locului și s-a ajuns la concluzia că este vorba despre un om al străzii destul de cunoscut în acea zonă și iată că a și fost identificat. Vom vedea în cele ce urmează dacă acesta va fi sancționat, dacă va fi tras la răspundere de către polițiști, dacă a fost conștient de ceea ce a făcut.